Recent, 10 de săteni din comuna Filipene au cerut urgent o întrevedere cu președintele Consiliului Județean Dragoș Benea. Oamenii s-au declarat nemulțumiți de faptul că drumul județean care le traversează localitatea arată ca după război. Primarul Vasile Banu i-a cerut lui Benea să le spună oamenilor în față cine răspunde de repararea și întreținerea drumului județean 241B. Dar nu vor să mă înțeleagă. Deci domnul președinte va explica care este demersul, ce putem face. Asta le explic și eu, dar nu vreau să mă înțeleagă. De-aia am dorit să vină să audă și din... Dragoș Benea a ridicat nonșalant din umeri. Drumul nu se face pentru că nu sunt bani. Acest drum nu s-a putut face datorită limitelor unui buget județean local. Acum că o fi din cauza sau datorită, pentru locuitorii comunei nu reprezintă prea mare importanță. Aceștia par să fi înțeles însă altceva. Drumul nu se face pentru că primarul nu are culoare politică potrivită. De ce pentru alte comune sunt bani pentru investiții și la Filipeni nu sunt? Mai spuneți că sunteți cei mai săraci. E normal să fie. Dacă nu, nimeni nu întinde o mână de ajutor ca să putem face ceva pentru comuna aia, e puțin și așa e ținut uitat de timp. Vreau să dacă dați pipot, binevoitor. Să faceți 19 ani de vorbe de voi. Dom'le, anul ăsta, lor să fac la Rășoare 18 km, fac 17. Și fac un kilometru și la Filipeni. Și aia soare. În replică, cel care conduce forul județean de aproape 12 ani a propus o soluție stupefiantă. Puteți declasa din drum județean să faceți drum comunal și atunci, evident, nu mai are niște cerințe ca la un drum județean. Are cerințe de drum comunal. Și poate fi o soluție pentru... Abia atunci putem discuta fondurile europene pentru un drum comunal. Au mai fost asemenea soluții la unele consilii și s-au rezolvat problemele. Cu alte cuvinte, să-și iau oamenii drumul acasă să se spele pe cap cu el. Situația a fost considerată de neacceptată de consilierul județean Petrică Mihăilă, prezent la întrunire. 25 de ani de zile noi consilierii nu facem nimic și acum stau de gândire la comună, care e una din cele mai sărace comune. Eu zic că e o soluție riscantă, frumos, elegant, legal și ca să demonstrăm că pentru noi toți cetățenii județului, pe toți cetățenii județului, tratăm în mod evitabil, trebuie măcar să promitem că vom începe investiția pe acest drum județean. Nu vă spuneți dumneavoastră că dacă nu sunt europene, nu mai faci. Cum mai faci? Faci din bugetul județului, nu știu. Din bugetul județului, nimic. Așa cum ați făcut la Lipova, așa cum ați făcut la Roșiora, așa cum ați făcut la Mare, care în 1955 au făcut la PSD, așa veți face și la Filipeni. Mihăil a mai precizat că nici nu poate numi soluție ceea ce a propus șeful Consiliului Județean, ci un răspuns așa la mișto. Liberalul crede că nu se poate compara situația celor din Filipeni cu cea din Zemeș, localitate unde compania petrolieră din zonă a avut forța financiară să rezolve împreună cu cetățenii situația unui drum la fel de distrus. Cine știe, poate că șansa setenilor din Filipeni o fi identificarea vreunui zăcământ petrolier. Până atunci rămân să numere gropile pe care vor să le boteze cu numele lui Benea și a celor din conducerea Consiliului Județean.